în prezența a numeroase oficialități din lumea sportului și administrației locale, a numeroși campioni europeni, mondiali și olimpici, Federația Română de Atletism i-a pus în lumina reflectoarelor pe cei mai buni atleți, antrenori, manageri de club, conducători de asociații județene și recordmeni care au performat în anul 2018. Mușeleanca Andreea Panțuroiu a fost desemnată atleta anului 2018, iar antrenoarea Mihaela Nicoară a fost desemnată cea mai bună antrenoare a anului care tocmai a trecut. Cele două doamne ale atletismului românesc în prezent la CSM București fac din nou cinste școlii de atletism de la Câmpul Lung. Cel mai bun produs al atletismului mușelean, Andreea Panțuroiu, împreună cu Mihaela Nicoară, antrenoarea care a descoperit-o și care i-a îndrumat pașii spre marea performanță, pregătesc în cele mai mici detalii competițiile europene și mondiale din acest an preolimpic, care o pot califica pe atletă la Olimpiada la Tokyo din anul 2020. Tocmai de aceea, laureatele anului 2018, Mihaela Nicoară și Andreea Panțuroiu, nu au fost prezente la gala de la Teatrul Elisabeta, acestea aflându-se într-un stagiu de pregătire centralizat. Așadar, în categoria premiilor, super premianților din această seară. Și începem cu următoarea categorie, antrenorul anului. Antrenorii sunt cei care cizelează talentul, cei care îl șlefuiesc, cei care îi fac pe marii sportivi să-și depășească la un moment dat chiar și limitele. Sunt parte din succes, sunt parte din istorie. Premiul acordat antrenorului anului ar trebui să meargă în această seară la doamna Mihaela Nicoară, doar că e la muncă. E la muncă împreună cu Andreea Panțuroiu, câștigătoarea premiului acordat de Federația Română de Atletism. Pentru atleta anului este Andreea Panțuroiu. Locul 4 la campionatele mondiale de atletism indoor de la Birmingham și locul 4 la campionatele europene de la Berlin în 2018.